Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de-a 67-a ediție Analizele Economice, un proiect comun IRIS Viitorul privesc EU. Puteți urmări toate celelalte ediții pe paginile oficiale ale acestor instituții sau pe pagina mea, ionita.md. Astăzi vreau să discut un subiect care, în opinia mea, trebuie să prezinte un interes sporit, deoarece afectează sau va avea un impact asupra întregii populației Republicii Moldova, despre așa o inițiativă pe care a fost lansată recent în spațiu public, Municipalizarea Republicii Moldova. Această inițiativă a fost lansată de către Coaliția pentru Decentralizare, care este formată din câteva organizații. Voi numi aici CALMO, care este organizația care reprezintă toți primarii din Republica Moldova, doi este Promolexul și trei IDIS Viitorul, pe care am onoarea și eu să-l reprezint. Ce înseamnă municipalizare? Care este ideea? Ce se dorește, este bine, este rău, cine poate da bun, cine poate da rău. Voi încerca în câteva minute să explic acest lucru. Mai mult vreau să spun că în prezent pe platforma parlamentară a fost creată un mecanism de consultări publice prin care toate inițiativele legate din îmbunătățirea sistemului de administrare, atât la nivel central cât și la nivel local, să fie dezbătute. Noi am prezentat acest concept pe platformă parlamentară, dar cred că ar fi bine să-l prezentăm și în spațiu public. Din start vreau să spun că municipalizarea nu înseamnă absolut deloc substituirea oricărei forme de reforme în administrația publică. Noi avem de rezolvat o sumedenie de probleme. Cum ne organizăm sistemul educațional? S-a avansat mult, dar mai avem încă de lucrat, la noi în continuare scade numărul de copii. Cum organizăm finanțarea drumurilor? Din 2015 autoritățile locale primesc bani pentru drumuri. Vă dau doar un exemplu simplu. Trebuia discutat cum îi împărțim banii, după număr de mașini sau după numărul populației. Dacă s-ar fi împărțit după număr de mașini, atunci era să fie o inechitate, deoarece avem raioane unde numărul de mașini este de 5 ori mai mic decât în alte raioane raportat la numărul populației. Dacă după număr populației, din contră, dezavantajăm pe unii care au foarte multe mașini, plătesc foarte multe taxe, dar banii de la ei plecă în alte raioane. La noi s-a decis după numărul populației, dar evident trebuie de revenit la discuții. Sunt foarte, foarte multe discuții, asistența socială cu trebuie organizată. Noi tot ce propunem prin municipalizare, deloc nu anulează toate discuțiile și posibile reforme în viitor. Dar noi înțelegem că când ajunge alegeri locale, nu poți face mari lucruri. Ceea ce am propus în municipalizare, de fapt, este o soluție care îmbunătățește sistemul administrativ fără costuri suplimentare. Ce se are în vedere sub municipiu? Se propune ca tot teritoriul Republicii Moldova, actualele raioane, să fie transformate în municipii după modelul orașului municipiului Chișinău. Ce avem noi, de fapt, în municipiul Chișinău? Avem orașul de reședință, care este orașul Chișinău, iar în jurul lui sunt 18 primării, toate împreună formează municipiul. Toate localitățile din municipiu și aleg primarul general, care este primar din municipiu, și aleg Consiliul Municipal, care este ales către tot poporul din fiecare municipiu, iar în fiecare sat sau oraș, care este parte a municipiului, se alege un primar și un consiliu local. Ce propunem noi? Ca fiecare raion din Republica Moldova, și voi vorbiți, spre exemplu, eu sunt din raionul Ostoșeni, fiecare raion din Republica Moldova să fie transformat în municipiu și să avem, spre exemplu, municipiul Ostoșeni, municipiul Iedineț, municipiul Sângerei. Municipiul va fi format din orașul de reședință, în cazul dat orașul Ostoșeni sau orașul Liova sau independent municipiu, și toate satele care formează viitorul municipiu, care în prezent sunt în raion. În felul acesta, populația va avea un primar general din municipiu, primar care va fi ales de către populația întregului actual raion, dar va fi populația din municipiu. Doi, populația va alege Consiliul Municipal care va reprezenta tot populația din raion. În orașul de reședință, după exemplu Chișinăul, nu va fi nici primar, nici municipiu, va fi primarul general, care va fi și primar de oraș, și primar de toate localitățile, va fi Consiliul Municipal. Iar în sate, mai departe, va fi ales primarul și Consiliul Local. În felul acesta dispare o structură inutilă, care este în prezent Consiliul Raional și președintele de raion, care există în toată Republica, cu excepția municipiului Chișinău. Dacă ne imaginăm că municipiul Chișinău tot este unitate administrativă din nivelul 2, cum sunt raioanele, deci cea mai bogată unitate din Republica Moldova are o singură structură, primar și Consiliul Municipal,
Și a scăpat de structura aceasta intermediară raioane, iar celelalte raioane, raioanele cele mai sărace, au și o structură și a doua. De ce există raioane și unde au rămas ele? El este din sistemul sovietic când bugetul local era sub formă de matrioșcă rusească. Când bugetul din sat era partea componentului la bugetul raion și fiecare primar trebuie să ducă la raion ca să-și aprobe bugetul, iar bugetul raional era parte componentă a bugetului de stat. Și erau dependenți unul de altul, era așa o verticală de putere și atunci raioanele aveau logica asta de a împărți bani și controlul politic în țară. În prezent, noi de ani de zile ne-am eliberat de acest control politic, slavă Domnului, în prezent primarii au de relații directe cu bugetul de stat în conformitate cu legislația, nu mai au nici o dependență de raioane și că raioanele de multe ori sunt revoltate de cei când invit primarii nu vând la dânsă. Dar și caute primarii la voi. Primarul este ales de popor și el are probleme lui în satele lui și n-are că taie la raion, din simplu motiv că raionul nu poate și nu trebuie să dea nimic, tot ce are primarul, el primește direct la bugetul de stat conform legii. Deci astea sunt instrumente de bază. În prezent, dacă ne uităm atent, Consiliul Raional, nimeni nu știe ce-s cu ele, dar ele nici nu sunt în realitate autorități publice locale în sensul adevărat al cuvântului. Dacă în cazul primarului, el este ales de către oameni, el are buget local, el are taxe locale, el are probleme locale care trebuie să le rezolve, există legătură dintre populație și primar, în cazul Consiliului Raional, oamenii idei n-au cum să o ales președintele Consiliului și el idei n-are cu ce să ocupă ei. Dacă ne uităm atent, și aici graficul numărul 2, că primul grafic a fost cu importanță, dar încă un lucru legat de municipiu. Municipiul, de fapt, este atitudine firească a unui cetățean. Dacă întrebi un cetățean din Republica Moldova, de unde ești tu? Și el îți spune Lozova, tu trebuie să-l scuze, de fapt, când întrebi un cetățean din Republica Moldova, de unde ești tu? El niciodată nu spune satului, el spune raionului. Dacă întrebi de unde ești tu? Și el spune din Strășeni. Și un întrebi Strășeni, Strășeni? Nu, din Lozova. Deci oamenii se identifică de fapt cu orașul de reședință. Orice om dintr-un sat din Republica Moldova, când am întrebat de unde este el, el nu-ți spune numele satului, dar îți spune numele raionului. În cazul dacă vom avea municipiu, omul pur și simplu vă spune, eu sunt din municipiul Leova, eu sunt din municipiul Cantimir. Și el, cum este și din municipiul Chișinău. Deci tot ce dorim noi, modelul acesta din municipiu care este în Chișinău, să-l extinde pe teritoriul întregii țări, să avem 32 de municipii, unde vom avea 32 de primari puternici și vom avea primari în fiecare sat. Haideți să uităm ce avem noi în prezent la raioane. Dacă vă uitați atent la raioane, 95% din toți banii care primesc ei sunt transferuri la bugetul de stat și doar 3% și jumătate sunt taxe locale. De fapt, tot ce este în prezent raionul nu este altceva decât o structură care îndeplinește niște funcții ale guvernului și 95% din toți banii care primește el, el îi primește la guvern. El n-are nicio legătură cu raionul, n-au nicio taxă din raion, n-au absolut nimic. Dacă le-am luat pe raioane, dacă observați, media este de veniturile lor din taxe locale este între 3-6%, dintre care doar câteva raioane au mai mult din 3-6%, marea majoritate a raioanelor au taxe la nivel de 1%, 2%, deci practic n-au deloc venituri, ei sunt dependenți de cheltuielile din bugetul de stat, venitul din bugetul. Pe ce cheltuie raioanele banii? Unica pe ce cheltuie banii, asta pe salarii. 73% din toți banii pe care au bugetele raionale. Și dacă mai iau și investițiile, dar asta cu așa discutăm aparte, dacă nu uităm atent, 73% din toate cheltuielile care le au raioanele sunt pentru salarii. Avem raioane care au 80% din toți banii pentru salariu. Ce înseamnă aceasta? De fapt, structura raională la ziua de astăzi nu este altceva decât o structură care primește banii de la bugetul de stat și îi împarte cum îi spune statul. Deci el n-are nici dreptul de a decide de unde ia banii, nici n-are dreptul de a decide cui dă banii. Nu vorbim despre nicio autonomie locală. Deci în cazul dat, noi avem creat o structură virtuală la nivel local care în principiu împiedică adevărata autonomie care este la nivel de primărie și tot ce dorim noi, ca toți banii care în prezent se împart prin Consiliul Raional să fie distribuiți ca să fie împărțiți de primărie, ca să crește în puterea primăriilor. Uitați-vă cum arată structura unui buget din cadrul unei primării, din cadrul unui raion. Am luat ca bază raionul Strășeni, dar puteți să luați orice raion. Dacă nu uităm atent, Consiliul Raional, 271 de milioane de lei sunt transferuri, 7 milioane de lei sunt impozite și taxe locale, 8 milioane. Observați doar transferuri.
Orașul de reședință, situația este cu totul altă, 44 de milioane transferuri, iar 24 de milioane sunt taxe locale, practic egal cu transferul. Deci, într-adevăr, în orașul de reședință avem un primar care el poate decide ce taxă aplică, cine va plăti, cum va plăti și ce va face. Cel mai mari 5 primării iau 72 de milioane transferuri și 15 milioane taxe locale și restul primăriilor, 21 de primării, de fapt acum, conform acestui model care îl avem noi și acum am să explic ce se întâmplă dacă schimbăm, au 13 milioane taxe locale, deci 21 de primării au mai puțin decât primele 5 primării. Dacă vorbim la modul serios, în prezent fiecare raion, ceea ce va fi cândva municipiu, are 5 plus 1, deci are primăria de reședință, plus primării, 5 primele 5 primării, care în total au 80-90% din toate taxele locale. Dacă ne uităm procentual, observăm foarte clar, Consiliul Raional, venituri lui propriu are 2%, primăria de reședință, care este mare, are 33%, și primăriile celelalte au undeva 15% taxele locale. Deci, în principiu, primăria de reședință, exact ca orașul Chișinău, trebuie să fie motorul de dezvoltare a viitoarelor municipii, care vor fi exact după mărimea actualului raion. Dacă ne uităm dependența dintre și corelația dintre venituri și taxă și transferuri. Uitați, orașul de reședință are 32%, primăriile au 15% și Consiliul Raional 3%. După transferuri, Consiliul Raional 94%, primăriile mici au 80% și am să explic acușa din ce cauză, primăriile mai mari 70% și primăria mare 61%. De fapt, observăm cât este mai mare primăria, cu atât e mai bine situația, dar încă o dată vreau să repet. Tot ce avem noi în prezent, de fapt, este primăriile care se ocupă cu problemele reale ale cetățenilor și raionul, care este un rudiment al sistemului vechi, care noi l-am păstrat cu excepția municipiului Chișinău. În municipiul Chișinău noi am lichidat structura raională, nu mai avem așa ceva. Primarul și Consiliul îndeplinesc două funcții, și de raion și de primar de oraș, și le-am lăsat în cele mai sărace raioane și ne mirăm din ce cauză sunt sărace. Dacă ne uităm la taxe locale, cum sunt colectate, observați, orașul de reședință colectează 40% din toate taxele din raion, după aceasta 5 primării cele mai mari, 25%, ele împreună au 2/3, restul primăriilor 22% și Consiliul Raional, care se pretinde supraputere, are doar 13%. Puterea Consiliului Raional în colectarea taxelor locale este de 3 ori mai mică decât a orașului de reședință. Altfel spus, raionul, tot raionul Strășeni, acumulează 3 ori mai puține taxe decât orașul Strășeni. Și atunci întrebarea, ce căutați voi acolo, oameni buni? Cu investițiile. Aici este unicul lucru unde raioanele au mai mult. Dacă ne uităm atent, pentru anul 2022, investițiile sunt în felul următor. 48 de milioane de lei investiții are orașul Strășeni. Consiliul Raional Strășeni, 26% din tot ce răuim, 48 de milioane. De unde iau banii aceștia? Vreau să vă aduceți aminte. Ei din taxe locale n-au nimic. Deci 48 de milioane de lei care au ei sunt banii care au primit la guvern. Și atunci întrebarea, pentru ce se dai la guvern? Ca el după aceasta politic decide cui îi dă. Dă-i deodată la primărie pentru a rupe orice dependență politică dintre raioane și primării. Deci 48 de milioane de lei sunt banii care de fapt ar trebui să nu vină de la guvern. Nu trebuie să acești intermediari de a să vină direct la primărie. 29 de milioane sau 15% din toți banii este primăria municipiului Strășeni, în cazul dat cea mai mare primărie. Primele 5 primării au 65 de milioane, următoarele 5 primării 24 și restul 16 primării, că sunt cele mai mici, cele mai sărace, 19 milioane de lei. Aceasta vă rog toți să-l țineți minte, că acum vă explica ce vom avea noi. După cum am spus, raioanele în prezent sunt structuri care primesc bani de la bugetul de stat și tot ei trebuie să împartă banii la conformitate cu legea. Dar unele raioane vor să-și mențină mai departe influența politică și ce fac ei? Prin investiții încearcă să creeze dependență de la primării. Deci vor ca primarii să vină la dânsă și să ceară investiții. Nu trebuie așa. Trebuie să fie legea care clar să dă la primari bani și nu trebuie să meargă primarul să ceară de pomană la Consiliul Raional. Însă această tradiție de a cere bani practic dispare. Noi avem doar câteva raioane unde se mai păstrează această tradiție, unde raionul dă bani la primărie, dar în realitate practic aceasta noi nu avem. Uitați-vă, cel mai clar este raionul Rubăsari, de acolo este clar din ce cauză că este un raion mai specific,
35%, apoi raionul Anienii Noi, 16% Căușeni, și dacă ne uităm atent, primele 5 raioane, Rezina și Orhei, sunt primele 5 raioane unde există un volum mare de bani transferați către primării, iar în rest, din toate investițiile, practic nimic nu se duce la primărie. Simplu spus, noi în prezent nu mai avem tradiția când raioanele împart banii la primării și acest lucru este bun. Dacă luăm din toate investițiile care anul acesta de la raioane se duc la primării, sunt 181 de milioane, dintre care 5 raioane, cele mai cu tradiții, o tradiție care trebuie să scăpăm de dânsa, 143 de milioane și restul 28 de raioane, 38 de milioane. Ceea ce vreau să spun că avem doar câteva raioane care încearcă să mai creeze acest instrument de independență, da, dependență, dar în rest nu va fi. Care va fi efectul municipalizării? Ce se va întâmpla dacă noi transformăm raioanele municipiul? Primul lucru care se întâmplă, noi creștem puterea financiară a primăriilor. Noi scoatem această structură virtuală care în prezent primește banii de la stat ca să împartă, cum îi spune statul. Noi creștem, dăm la primării funcții care acum primăriile au fost, li s-a luat funcțiile și în principiu primarii acum au ajuns o situație stupidă că nu prea are funcții. Uitați-vă, educația, da? Noi propunem, cel puțin în perioada intermediară, până ce vom discuta ce vom face, o dai la nivelul întâi și în cazul dat nu mai trebuie să ai la școală un contabil cu jumătate de salariu, la primărie un contabil cu jumătate de salariu, o risipă de resurs într-o comunitate micuță. Ai un singur contabil care deservește toate instituțiile publice și în felul acesta poți angaja un om cu normă de plină, poți să-i plătești un salariu normal, poți să-ți optimizezi structurile, pe fiecare primărie va putea să facă foarte multe lucruri. Deci noi trebuie să încărcăm în primărie cu funcție, ca primarul într-adevăr să se ocupe cu ceva în sat. Să se întâmple că avem o structură virtuală care ia bani, împarte bani și nu înțelegem de cine depinde ei, cu cine ei, față de cine ei poartă responsabilitate. Dacă noi am face această optimizare, dacă noi în loc de Consiliu Raional, președinte de raion, vicepreședinți, mașini și toate acestea care sunt, vom avea un primar de municipiu ales de tot poporul. Vom avea un Consiliu Municipal ales de toată populația actuală raion și viitorul municipiu. Noi în loc de două structuri vom avea o singură structură care va fi cu mult mai puternic și va avea o datorie directă față de populație. Vă dați seama, un președinte raion care nimeni nu știe și nimeni nu ales și pe de altă parte ai un primar general de municipiu ales de toată populația din actualul raion, viitorul municipiu. Deci tu poți dubla numărul de angajați în primărie. În primărie de municipiu ca să poată rezolva toate problemele municipale, dar chiar dublând numărul de angajați, tu poți oricum să vor reduce numărul de funcționari, deoarece vor fi anulate funcțiile care se dublează în prezent. Deci avem dublări de funcții. Noi am arătat un lucru foarte simplu. Doar făcând acest lucru, este posibil să majoriez salariul angajaților din primării. Uitați-vă, în loc de 9,3 mii lei cât va fi în acest an, o majorare de 5%, care, știți, este una rușinoasă, guvernul nu are bani. Și noi spunem, dacă nu aveți bani, pentru ce respiți bani în prezent menținând aceste structuri? Faceți optimizarea și menținând același sumă de bani pentru salarizare, poți majora salariul cu cel puțin 25%, fără ca să dai mai mulți bani, de simplu motiv că lichideți funcțiile inutile care nu trebuie la nimeni absolut. Dar cu guvernul ne-a lămurit. Ce se întâmplă cu primăriile și ce se întâmplă cu cetățeanul? Am luat și am simulat ce va fi dacă noi optimizăm. Și iarăși am luat un singur raion, pot fi luat orice raion. Am luat iarăși raionul meu de Baștin, Strășeniu. În prezent, bugetul Strășeniu este 77 de milioane de lei. Dacă noi l-am transformat Strășeniu în municipiu și vom avea un primar general din municipiu care este primar a tuturor locuitorilor Strășeniului, bugetul lui crește până la 180 de milioane de lei. Vă imaginați un primar care are un buget de gestiune de 180 de milioane de lei. Dar fiți atenți, crește cu 2-3 ori, dar el crește, însă el crește în special din cauza investițiilor. Acest primar care va fi ales de către toată populația, el având un buget de 180 de milioane de lei, el va putea să-și planifice exact, pe lângă cheltuielile investiționale din oraș,
va putea să-și planifice exact și cheltuieli investițiile investiționale pe întreg teritoriul actual raion care va fi municipiul. Vă să vă gândi cum vor fi construite drumurile municipale dintre, dintre orașul de reședință și satele din, din localitate, dintre două sate cum vor fi construite, iar satelor le se lasă aceeași competență. Și cel mai mare câștigător sunt primăriile micuți. Din ce cauză? Că noi în prezent primăriile micuți practic nu au buget din simplu motiv că lor le s-au luat toate competențele. Să duce fiecare om acum la primar. Guvernul când ceva spune, primarii sunt parte lemne. Dar în realitate competența nu le s-au lăsat. Și avem acum o ficțiune. Primarul este de toată populația. Primarul este de fiecare cetățean în parte. Oamenii au pretenții. Eu te-am ales, fă-mi ceva. Dar primarului rușine să spună. Tu m-ai ales, dar mie ni s-au luat toate funcțiile. Tu m-ai ales, dar mie ni s-au luat toți banii. Banii nu mai sunt la mine. Ce propunem noi ca banii să fie întorși la primărie? Banii să fie întorși la fiecare primărie. Această structură care este în prezent necunoscută de nimeni, ia dacă o lichidezi funcțiile și competențele care în prezent, asistența socială, unde se află oameni cu care au probleme? În sat, nu trebuie să o lași la raion. Această funcție trebuie să fie un serviciu care se ocupă fiecare primărie și fiecare om din sat să știe că guvernul dă primarului bani pentru ca el să rezolve problemele sociale. Guvernul dă primarului bani pentru ca în sat să lucreze grădinițele, școala și tot să fie bine. Deci noi în prezent, având primării, le-am luat toate competențele, i-am lăsat fără bani și întrebăm ce ei nu fac nimic. Păi de tot nu fac nimic, le-ai luat toți banii. În modelul care propunem noi, primăriile mai mari, ce sunt mai puțin dezavantajate, că ele și așa în prezent, în principiu, oamenii au cât de cât competență, au bani și la dă situația tot să vă îmbunătăți. Cardinal, uitați-vă, în prezent am luat primele 5 primării, împreună au un buget de 114 milioane și vor avea 180 milioane. Toți sunt în creștere. Dar cel mai important, noi vom permite localităților mai mici, care în prezent practic nu au competență de a face ceva, le vom da competență și resurse, fiți atenți, nu numai le dăm obligații de a face ceva, dar le dăm și bani. Primăria, primarul general de municipiu va deveni cel mai important și în felul acesta, noi facem un pas înainte spre descentralizare, facem un pas înainte spre a întări puterea primarilor, iar alte reforme, dacă se va discuta în viitor, optimizări, comasări, tot ce doriți putem să discutăm în viitor, dar asta nu reușim acum. Suntem în ajunul alegerilor, în 2023 alegerile. Noi mai putem modifica legislația încă o lună, două. Suntem în faza. Sau nu facem nimic și mai așteptăm 4 ani, sau facem un pas înainte. Toate celelalte reforme nu sunt în opoziție cu ceea ce propunem noi, ba din contră va fi necesar de făcut multe alte reforme în viitor, iar acum trebuie de făcut un pas înainte, un pas important, care să ne permită nouă ca noi să avansăm și să oferim bani primarilor ca ei să-și poată îndeplini funcțiile lor, iar populația Republicii Moldova, fiecare din el să fie mândru crește într-un municipiu unde are un primar ales, un primar care are buget, un primar care are responsabilitate față cetățenilor și un primar care poate rezolva problemele lui. Încă o dată, repet, bugetele fiecare municipiu nou creat și a fiecărui primar general și a Consiliului Municipal va crește undeva de 2-3-5 ori comparativ cu bugetele actuale. Este un buget care îmi permite să rezolvi probleme. Vă mulțumesc și până data viitoare!